Și acum să vedem ce meniu am mai pregătit și pentru seara asta. Ciocanele de pui, iote cum le-am așezat. Am făcut o găurică în mijlocul mămăligii și le-am așezat așa. Și am făcut o salată. Ai, ăsta s-a terminat. Ăsta e gol, decât trebuie să mai iau. Să mai iau mâine. Am făcut-o un pic mai moale mămăliga și am folosit din asta până la urmă. Cam jumate după cum par. Nu, 200 de grame am pus de mălai. Mai bine să se mănânce tot decât să mai rămână. Dar interesant este că le-am așezat așa în poziția asta ciocănelele. Ăsta micu a muncit, ai muncit, da? Oh. Și eu la micu am muncit. A făcut mămăliga. Bye bye!